Salutare, salutare, mulțumesc de abonare. Dacă vă aflați pe canalul meu de YouTube, înseamnă că ați dat click pe abonare. Sunteți deja pregătiți să scrieți comentarii la acest video și nu-i așa? Să anunțați lumea că Nicu Bendea a făcut și astăzi un video special pentru voi, pe subiectele zilei, pe subiectele începutului de săptămână și nu numai. Cum ați petrecut weekendul? Cum a fost vremea pe la voi? Aici a plouat, în Transilvania a plouat, vai de capul meu, ploua un pic, soplea, ploua, soplea. A făcut catch and release ploaia cu noi, n-am avut unde ieși. Bine, a mai plouat și în gât, asta e partea a doua, cumva să scăpăm de vremea asta de-a dreptul scandinavă. La voi ziceți că a fost frumos? E, ați fost la mare. 100 de români au stat frumos, așa ca sărmăluțele pe plajă, pe litoralul românesc. Ce distanțare, ce... Să ne simțim bine, să curgă berea, să ne bronzăm. Să uităm de pandemie. Dar sper că minime măsuri de protecție ați luat, măcar solară, să nu vă fie ars. Așa a fost. Unde n-a plouat de la natură, a plouat cu amenzi. Într-o discotecă, undeva, loft, mă rog, club. 110.000, 100 de milioane vechi, amendă pentru un concert de-a lui Puia. Se întoarce Iohannis acum cu avionul prezidențial. A fost la Bruxelles, nu știu. Nu pot împărți mă niște bani acolo, 27 de țări, 750 de miliarde de euro, nu pot să-i împartă între ei, mă. Și când dau bani ăștia să ceartă. Olandezii au bătut cu pumnul în masă, după aia Macron a bătut cu pumnul în masă, pe când se bate și Iohannis cu pumnul în masă, să servise masa și nu mai avea în ce să bată cu pumnul. Vine acasă la Carmen că i-a făcut ceva. Supică, tocăniță. În fine, deci a plouat cu amenzi pe litoral unde nu s-au respectat regulile, chiar la un concert de-a lui Puia în celebrul loft s-a dat o amendă de 10.000 de lei vechi. Cum puia mea? Cum puii mei? Cum? Hai mă, să lăsăm lumea să se distreze, că vedeți și voi, situația e pe zi ce trece un pic mai încordată. A detenționat-o un pic sâmbătă Ludovic Orban, a mers de-a în folosință ceva sistem de irigații. Și-a găsit el când. Și-a găsit când. Când îi compromise recolta, el restaurează sistemul de irigații din România. Dar e de apreciat. E de apreciat. Uite, a zis că s-au adunat nu știu câți metri cub de apă pentru irigarea anumitor zone. Vedeți? Dacă el bea whisky, dacă fenechiul, colegul sau senatorul bea coniac, ăla numai coniac bea. Pe internet. A mers a doua zi într-o emisiune la TV, a adormit acolo. Ei, ce le lipsește deputaților și senatorilor parlamentul. Că până una alta, când erau în parlament, stăteau acolo, dormeau liniștiți. Dar acum totul e online. Totul e online. Nu mai pot să doarmă în fotoliile din parlament. Domnul Orban cu mască. L-am văzut cu mască, săracul. Nu era obișnuit, dar a portat-o. Tot cădea de pe nas. Îi cădea de pe nas și încerca să o ridice, parcă ducea paharul la gură. Defect profesional. Dar, în fine, învățăm și noi zilele astea ceva de la politicieni. Vă rog să rețineți. Vă rog să rețineți. În 30 de ani de istorie postdecembristă n-am avut ce învăța de la politicieni, dar acum avem ce învăța. Avem ce învăța. Cele trei reguli. Purtat de mască, spălat pe mâini și distanțare socială. Hai să vedem. Așa fac și politicienii. Poartă mască. Atunci când urmează să fie alegeri, poartă masca bunăvoinței, poartă masca oamenilor cărora le pasă de cei pe care îi reprezintă. După ce au fost aleși, poartă masca ipocriziei, poartă masca egoismului. Se spală pe mâini des, dar o lege în dezinteresul național, care nu ne privește pe noi toți, dar îi favorizează pe ei, după aia se spală pe mâini. Păi a fost votat, a trecut în Parlament, nu ne interesează, vedeți? Mască, spăla pe mâini și distanțare socială. Păi când sunt ei în 4 ani de mandat, nu păstrează distanța față de popor, față de cei aleși? Avem în sfârșit ce învăța și de la politicieni. În alt ordine de idei, coronavirusul a devenit pretențios. A venit el de acolo, de la Liliești, din Wuhan, dar aici, în România, a atacat câinii. Și acum de la câine a trecut la păun. Bă, începe și coronavirusul ăsta să aibă gusturi. Da, păi după ce a atacat 10 dinamoviști, a ajuns și la păun de la CFR. Păi când se ajungă și CFR-ul iarăși campioană, s-a anulat meciul, derbiul cu FCSB-ul Becali, pe motiv că păun a făcut febră.
Prea să împăunaseră ei că urmează să ia al treilea titlu consecutiv. Dan Petrescu, săracul, îi frică. Păi el e bursucul. De la câini la păun și până la bursuc, e vorba de un test sau două. Nu prea mai sunt locuri la terapie intensivă. Se plângea Raed Arafat, adevăratul nostru ardelean de la Iordania, că nu mai sunt locuri la terapie intensivă. Da, dar în curtea spitalului Elias s-a construit un spital modular de vreo 2 milioane de euro. Bine că e construit de un ONG. Raed Arafat a zis că e făcut de un ONG, au sărit cei de la ONG. Păi are un nume, Dăruiește Viața. Și a revenit, a rectificat Ludovic Orban. Într-adevăr, acest ONG numit Dăruiește Viața a construit un spital modular în care se pot primi și recupera și vindeca pacienții cu COVID. Da, dar nu-i făcut din banii statului și atunci nu-l laudă, e făcut din banii noștri. 250.000 de români au donat prin SMS bani ca să se construiască acest spital modular. Și eu mă număr printre ei și voi, cei care vă uitați la mine, cred că vă numărați, că 250.000 e o sumă mare, e un număr mare. Da, dar vedeți politicianul. Dacă nu a făcut el, nu și-asumă sau nu vrea să laude o inițiativă privată. Până la urmă, le este frică. Ei cred că numai cu politica poți să faci ceva, dar deocamdată politica ne-a arătat că poate să facă numai rău. Dezbinare, ură, nici o autostradă, nici un spital. Dar noi, dacă am donat o sumă modică, dar care s-a adunat, până la urmă niște oameni cu inițiativă și cu idei au reușit să facă ceva. Bravo, felicitări! Hai să mai scoatem și la iveală inițiativele private. Nu numai ce face statul. Irigații pe când s-a terminat sezonul. Și o să importăm cartofi tot din Chile. Cartofi de aia bun, facem piure și mâncăm cu chifteluțe. Titlul mare în presă. IKEA a revoluționat și a reinventat chifteluțele. IKEA, da, aia cu mobila. Aia de-ți dau trei scânduri, un imbus și trei șuruburi și îți faci tu ce vrei din respectivele obiecte. Pat, dulap, etajeră, raft, orice. IKEA. S-au prins ăștia că românii merg la IKEA, merg ca să mănânce chiftele, savuroasele chiftele. Am mâncat odată, da. Mai bine pârjoale moldovenești, vă spun sincer. Chiftele cu sos, no, stilul ăsta scandinav, stilul nordic, cu carne de porc, cu carne de somon, cu bleacu. Și acum, ci că IKEA a reinventat chifteaua. Băieți deștepți, după ce ne taie pădurile, reinventează chifteaua. Și fac chiftea de post. De la când? De la 1 august. Bă, cum ori intrat ăștia în mintea românului. Că românul, pe 1 august, intră în postul Sfintei Maria, Sfintei Mării. Și atunci s-au adaptat și ăștia de la IKEA. Au făcut chifteluțe de post, pe bază de proteine. Proteină din legume, proteină din morcov, din cartof, proteină din... Apoi nu erau bune alea cu carne, dar pe astea cu proteină, chifteluțe. IKEA s-a adaptat la nevoile românilor, chifteluțe de post. Păi așa o să vândă și paturi de post. Pe perioada 1-14 august, când e postul Sfintei Mării, o să vândă paturi de post. Pat în care poți să dormi, să te uiți la televizor, dar nu poți să faci dragoste. Ci că s-au adaptat la nevoile românilor. Respectă și ei tradițiile. Oare chiar? Că tot e Sfântul Ilie și la mulți ani celor care poartă acest frumos nume și prenume. Tradiția spune că fetele tinere mergeau în noaptea, cum ar veni noaptea trecută, da? Din 19 spre 20, fetele tinere mergeau goale în cânepă. În planta, deci aveau plantată cânepă în curte sau, mă rog, la țarină și mergeau goale în cânepă și se tăvăleau pe jos. Bă, e o imagine. Fete tinere, cum le-a făcut mămica lor, să tăvăleau pe-n cânepă. De-aia au apărut și imaginea alea văzute din satelit cu labirinturile din cânepă, da? Mergeau acasă, se puneau la somn, dacă visau cânepă verde, să căsătoreau cu un om tânăr, dacă visau cânepă uscată, își visau dealerul. Vedeți că românii încă din cele mai vechi timpuri au fost inventivi și le-a mers mintea.
Și vouă v-a mers mintea pentru că ați intrat aici pe canal. Mulțumesc de abonare. Spuneți lumii să vină pe canalul lui Bendea să discutăm vrute și nevrute. Aștept comentariile voastre, aștept părerile voastre și mâine discutăm alte și alte subiecte, că sunt suficiente. Nicu Bendea vă mulțumește și astăzi pentru urmărire și vă dorește o săptămână excepțională!